Cu toții am auzit măcar o dată de serialul care a acaparat internetul cu teoriile prezise, The Simpsons. Familia Simpson reprezintă unul dintre cele mai longevive seriale din istoria televiziunii, având în prezent 654 de episoade, acest număr fiind în creștere încă din 1989. Totuși, deși pare că acest serial este rodul unor absurdități, lucrurile ar putea sta complet diferit în realitate. Ei bine, există multe teorii care vor să aplice similaritățile dintre evenimentele din serial și cele din viața reală. Dar suntem siguri că regizorii acestui serial nu folosesc globuri de cristal pentru a prezice mai bine. Așa cum s-a declarat, o mare parte din echipa care lucrează la acest serial este alcătuită din elitiști academici. Și poate că unele din prezicerile lor au fost create din absurd sau poate chiar din știință, însă unele sunt prea asemănătoare cu viața reală ca să nu ne pună niște semne de întrebare. Președinția lui Donald Trump. Mult iubitul președinte american a fost ales în anul 2016, însă se pare că regizorii serialului Simpsons au avut încredere în el cu mult timp înainte. Cel de-al 45-lea președinte american este considerat un model în afaceri, însă la fel ca în timpul campaniei sale electorale, este criticat și disprețuit de foarte mulți americani. Probabil nu mai are rost să amintim cât de dese au fost iscate proteste împotriva acestuia. Episodul 17 al sezonului 11, intitulat Bart to the Future, apărut pe 19 martie 2000, ne-a dat un puternic sentiment de deja vu la revizionare, având ocazia să vedem scena creată din Simpsons, în care Trump salută mulțimea și în realitate. Simpsons a prezis încă o dată corect, însă rămâne destul de suspect felul în care similaritatea a fost așa de mare. Întrebat de un radio local cum au reușit să-l vadă tocmai pe Trump președinte, scriitorul Al Jean a spus: cu Trump în 2000 căutam o celebritate amuzantă care să fie președinte. Așadar, s-ar putea ca alegerea făcută de aceștia să fie o absurditate din punctul lor de vedere, care totuși s-a întâmplat și în viața reală. Poate că domnul președinte este un fan al serialului și nu s-a putut abține să recreeze scena simbolică în care face cu mâna. Urzeala tronurilor. Pentru cei care urmăresc serialul și nu au ajuns încă la sezonul 8, vă avertizăm că urmează un spoiler. Poți să sari direct la acest minut dacă vrei să treci peste. În episodul 5 al ultimului sezon din serialul inspirat din cărțile lui George R.R. Martin, am fost martor la șocanta distrugere a întregului King's Landing. Și totuși, pe cât de neașteptată a fost această decizie, nu a fost prima dată când am fi putut fi martor la ea. Pe 1 octombrie 2017, episodul care deschidea sezonul 29 al serialului Simpsons ne-a putut oferi indicii referitoare la traseul din Game of Thrones. Este vorba de protagoniștii serialului îmbrăcați în haine medievale care admiră un dragon distrugând un sat întreg folosindu-și abilitatea de a sufla foc. Deși pare ceva destul de generic, privind ambele scene concomitent, ar părea că au legătură comună, să fie oare chiar așa? Scandalul cărnii de cal. Undeva prin 2013, Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor din Irlanda a testat o gamă de carne de vită și mâncăruri gătite și congelate din supermarketuri pentru a detecta prezența ADN-ului din alte specii nedeclarate. Aceștia au avut surpriza de a găsi ADN de cal în peste o treime din probele de carne de burger de vită și în 85 din produsele pe bază de carne de porc. După aceste studii, s-a descoperit că majoritatea clienților au mâncat indirect carne de cal și nu putem ști cu exactitate cât timp. Această anchetă a fost o premieră în cadrul analizelor cărnii, deoarece nimeni nu s-a gândit că există și altceva în afară de materia primă declarată. Cel de-al 100-lea episod din seria Simpsons ne-a pregătit o surpriză la propriu, pe care noi însă am înțeles-o ulterior. Difuzat pe 29 aprilie 1994, în episodul 19 din sezonul 5, o putem vedea pe bucătăreasa Doris care amestecă carne și organe într-un butoi inscripționat cu organe de cal. Pe cât de amuzantă a fost servirea studenților cu preparate din astfel de carne, pe atât de trist a fost să aflăm că acest lucru s-a întâmplat și în realitate. Oare regizorii știau mai multe decât noi? Virusul Ebola.
Virusul Ebola a speriat lumea în urmă cu 6 ani datorită agresivității sale. Raportându-ne la situația epidemiologică prezentă, acest virus a răspândit mai greu, ucigând totuși aproximativ 11.500 de persoane. Surprinzător, în episodul 3 al sezonului 9, difuzat la data de 19 octombrie 1997, se pot vedea niște referințe la acest virus căruia încă nu i-am găsit un tratament. În timp ce Bart era bolnav, în episod o putem vedea pe Marge în timp ce îi citește o carte intitulată Curiosul George și virusul Ebola. Deși la început producătorii au fost interogați serios cu privire la această coincidență, aceștia au argumentat că virusul e prezent de ceva mai mult timp, însă problema nu a fost mereu atât de serioasă ca în 2014, iar oamenii nu auziseră de el. Peștele cu 3 ochi. Un efect destul de trist al poluării a putut fi observat în Argentina când un pescar a prins, probabil pentru prima dată în istorie, un pește cu 3 ochi. Am pescuit și am avut surpriza de a obține acest exemplar rar. Deoarece era întuneric la acea vreme, nu am observat, dar apoi l-am privit cu o lanternă și am văzut că are un al 3-lea ochi. A declarat pescarul Julian Smut despre descoperirea lui neobișnuită. Din păcate, ne-am fi mulțumit ca această scenă să se fi petrecut doar în serialul Simpsons. Episodul 2 al sezonului 4, difuzat prima dată pe 1 noiembrie 1990, înfățișează întâmplarea petrecută aproape 30 de ani mai târziu. În serial, Bart prinde un pește cu 3 ochi căruia îi oferă numele sugestiv Blinky în apropierea unei centrale nucleare în care tatăl său lucra. Întâmplarea face ca același lucru să fie văzut și în realitate. Un pește similar cu Blinky este pescuit într-o zonă din apropierea unei centrale nucleare. La fel ca și anterior, probabil că regizorii serialului au vrut să expună o întâmplare imposibilă sau poate că erau încă de atunci conștienți de efectele nocive pe care le are poluarea asupra mediului înconjurător. Mașina de vot defectă. Episodul 4 al sezonului 20, difuzat pe 2 noiembrie 2008, a anticipat o întâmplare din 2012. Este vorba despre o mașinărie de vot care a creat probleme. Homer a încercat din răsputere să-l voteze pe Barack Obama, însă se pare că robotul nu voia să îi asculte comanda, votând contra candidatul republican John McCain. Similar cu această situație, în 2012 o mașină de votat din Pennsylvania a trebuit să fie înlăturată după ce a continuat să schimbe voturile oamenilor pentru Barack Obama cu cele ale rivalului său republican Mitt Romney. Acest serial longeviv pare că se joacă cumva cu destinul lumii. Noi ne fiind conștienți de acest lucru decât în momentul în care reluăm episoadele seriei. Pe cât de interesant și tulburător ar părea, multe din deducțiile lor sunt bazate pe argumente solide și chiar și pe situații ridicole, care s-au dovedit valabile la 10 de ani distanță. Mai șterg și ochelarii din când în când. E foarte târziu când înregistrăm. Îmi cer scuze. Mult iubitul președinte american. Nu pot să nu râd când zic mult iubitul președinte american. Sunt în focus? E bine, las-o așa. Okay.